בום, סרטה של נבן, בלגי סיין לנו סיריה קור רובוקראפט, אוקיי. Так оно шесть чай Робокрафт, если он жок один World of Tanks, на каре конструиш проприетор робот, чай чай фарте таре. Е одно дин жокли ме преферате, лам жукат в жур де 130 de ore. Ши да, им плаче фарте мулт. Bine, aici avem niște blocuri cu care ne putem construi propriul nostru robot, acestea sunt cu heliu care îți ușurează robotul, adică ți le face mai ușor. Bun. Aici pentru movement avem tot felul de chestii pe care le putem folosi pentru robotul nostru. Și asta îmi place mie la jocul ăsta, sunt foarte, foarte multe chestii și poți să faci un robot cât mai variat, îl poți face cam cum vrei tu. Aici sunt armele care se bazează numai pe lasere, deci toate sunt lasere. Ok, aici este pilotul, fără de care nu putem să mergem în luptă, pentru că, da, fără un pilot care să controleze robotul, nu poți pleca cu el la luptă, e logic. Aici avem Tech Tree-ul, de unde îți deblochezi piese pentru robot, putem să le zicem piese, și le cumperi cu niște puncte, cred, sau... Nu cred. N-am mai jucat jocul ăsta de mult, înainte și că trebuia să le cumperi cu niște puncte, dar acum văd că trebuie să ai levelul cât mai mare ca să le deblochezi, aparent. Interesant. Aici e magazinul pe care în care cumperi cu banii pe care obții din luptă. Și da. Ok. Nu prea știu ce sunt astea. Oh, lol, gata, știu ce sunt. Mai văzusem eu, după ce a apărut Robocraft-ul, că erau roboți de aia cu niște atașamente speciale, dar care nu erau adăugate în joc. Erau logice, dar totuși nu exista un joc și văd că în sfârșit l-au adăugat. Ok, interesant. Da. Mai să ne facem acum un robot, vreau să ne facem unul cu picioare nitrase de robot, dar... nu știu eu încă cum ar trebui să le pun pe robot, hai să vedem. Avem aici niște cuburi roșii care sunt cele mai bune pe care le am. Ups. Bine, hai să-l fac așa cât mai sus. Nici nu știu dacă e bine că l-am făcut atât de sus, mă rog. Vreau doar să văd cum pun picioarele astea pe el, pentru că... Ia. Gata, boss, am făcut-o! Uite, boss, așa se face, bun. Ok. Nu știu chiar cât ocupă una de asta, două blocuri. Două să fie libere. Oh, am apăsat click dreapta, scuze. 1, 2, 3, hai să fie cu 3. Bun, movement. Astea sunt de tier 8. Așa, trebuie să mai lărgesc. Ok. 13 cuburi de-astea. 1, 2. Va fi bine acum? Ce ziceți? Ok. Hai că e bine. Așa, hai să pun și aici ca să fie mai protejate, de ce nu? 2, bun. N-am construit niciodată un robot dintre ăsta cu picioare, deci cred că o să fie interesant. Bun. Deci pot să pun una de asta și pe aici la mijloc, care mijloc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Nu, n-are mijloc. Mă rog. Trecem la cele galbene. Pare rău că nu am 4 picioare, dar să fac un robot de la cu 4 picioare, să meargă în 4 labe. Ar fi interesant totuși. Ok. Nu vreau să aibă așa un aspect de robot de la în formă de om. Cred că o să fie mai mult un fel de mașinărie de război. Ok, o mașinărie de război, ca în filmele SF. Bine, mie nu-mi plac filmele SF, mai mult cele medievale. Dovadă, încă un motiv pentru care îmi place mie să joc World of Warcraft.
Problema e că nu prea am cuburi de-astea și ne-ar cam trebui bani. Okay. Da, deja nu mai am cuburi de-astea galbene, să-mi bag picioare. Ah, ba da, mai am. Dar ce aici nu mergea să pun? Să pun. Really? Fix acum. Mă rog, hai, vreau să fie mai estetic, așa, să se vadă bine. Și... bun, trecem la cuburile astea. Ok, nu prea am eu cuburi pentru că le-am folosit aici. Ai și un garaj cu 3 locuri și al 4-lea trebuie să-l cumperi cu banii aia dacă vrei să ai mai mulți roboți. Mi-am făcut aici un robot zburător, nu mai știu dacă v-am arătat sau nu. Și aici un robot gen Scorpion cu plasma launcher care e foarte interesant, poate să se cațere pe orice suprafață, totodată poate și să zboare pentru că i-am pus niște propulsoare și aripi și e interesant. Chestiile astea din fața și din spatele acestui robot sunt pentru a putea intra în inamici și să-i distrugă, pentru aceea când intră în inamici atunci din câte știu face explozie și își luau damage. Deadly Machine, ok. Aici Wolf Space, o să-i dai și nume roboților, Deadly Machine, ok. Aici să fie... War. War Machine. Battle, ah da. Ok. Bun. Hai să mai facem pe aici niște chestii, niște, nu pot să-i zic modificări, sau, bă, da, modificări. Nu prea știu acum unde ar fi eu să pun armele pe acest robot, dar deja că arată cam dubios. Așa, nu pare dubios, pare prea dubios. Ok, și nu mai am cuburi de-astea. De fapt, știți ce? Cred că o să merg aici și o să cumpăr niște cuburi de-alea roșii. Care sunt al naibii de scumpe și nu pot să cumpăr că sunt prea scumpe. Ok. Mă gândesc acum. Pare să cumpăr, să nu cumpăr. Să cumpăr 8 de-astea. 4 de astea. În rest, să cumpăr de-alea portocalii, albastre. Cred că voi cumpăra multe de-alea albastre. Hai. Nu pot să selectez eu să scriu 1, 2, 3 și să-mi dea 123 de blocuri. Bine. Hai, cumpăr 16 de astea și în rest o să fac cât pot și pe urmă voi pune arme pe el. Stai, ce-am cumpărat? Cred că era un bug aici. What? Ia să-i. What? Cred că tocmai mi-am pierdut banii ciudat. Sau mi-am cumpărat 16 de-astea acum din greșeală. Fuck! E, mă rog, dacă tot le-am cumpărat, hai să le folosesc. Bun, deci trebuie să fiu mai atent să văd ce cumpăr. Să-mi bag piciorul, am apăsat click dreapta. M-am obișnuit ca în Minecraft. Ia mă, din nou. M-am obișnuit ca în Minecraft să apăs click dreapta când vreau să pun un cub. De fapt nu vreau să-l pun, vreau să-l rotesc, pe câte le rotăm, pe rotiță, ok. Ok, așa. Ok, bine, aici cred că voi lua o mică pauză și voi reveni când va fi robotul gata, pentru că deja durează prea mult. Durează prea mult construcția lui. De fapt nu, știți ce, nu voi face nicio pauză. M-am păcălit și pe mine totodată, pentru că o să aștept să-l fac, pentru că nu o să mai dureze mult. Pentru că nu prea mai am idei pentru el. Ok.
Și cred că voi face de-astea portocalii. 3 acolo, 2. Bun, ăsta e robotul nostru, deci e incredibil, e mirific. O să fie un bullshit total. Deci nu cred că o să fie bun de nimic robotul ăsta, dar... Nu, o să jucăm și noi așa cu el și pe urmă vom juca un match cu un alt robot pe care l-am. Unul bun. Plasma Launcher. Acum realizez că nici măcar nu am vreun Plasma Launcher de ăsta bun pe aici. Am două tase. A, să-mi bag cel. Hai să punem așa. Atunci asta nu ne trebuie ca aici. Really? Ok. Mai pun niște cuburi atunci. Două. Una, două. Scoatem și aia. Iar aici cred că o îi pune așa. Gata, mă, ce vrei mai mult de atât? Mai multe arme. Ok, pune mai multe arme. Plasma la un cer. Nu prea sunt astea așa bune, dar mă rog. Ah, fuck, și nu pot să le pun aici. Da, nu o să fie prea... Nu va sta prea bine pe aici, dar... Mă rog, detalii, detalii. Ok, nici nu vrea să stea, ok. Bine, îl trimitem la tot cea doar așa cu 4 de-astea. Dai, stai, avem și scuturi. Punem și scuturi pe la cave. Cum să le punem? Hai să le punem așa, arată cam ciudat, dar... asta e și faza, să arate ciudat, nu? Să sară în evidență, să sară inamicul pe noi. Ok, bun. Ok. Hai să mergem la bătălie atunci. Bun, deci robotul ăsta e incredibil. Drive robot. Avem aici test robot care nu prea știu ce face pentru că n-am fost niciodată. Single player unde te antrenezi. Team deathmatch. Și mai avem aici niște chestii, dar... necesită un anumit rang, cred. Deci aici. Mă rog, hai să jucăm. Ah, da, m-am uitat, cel mai important lucru, v-am zis și mai devreme, pilotul. Și totodată pilotul va trebui să stea într-o zonă foarte protejată. Ok, hai să vedem cum merge robotul acesta. Drive robot, team deathmatch, ok. Ok. Și am intrat în meci. În sfârșit. Mai trebuie totuși să așteptăm 10, 9, 8, 7 secunde până să ne putem mișca. Bun. Și acesta este robotul nostru care poate să meargă. Zici că e doar jumate de robot sau un sfert. Da. Da. Bun. Nu știu încă dacă vom câștiga acest match pentru că robotul acesta nu e prea bun și cred că o să murim repede. Dar vom vedea. Îmi place că poate să sar, deci... Și chiar vreau să-mi fac un robot de la în 4 labe cu picioare de astea pentru că ar fi prea funny. Sau cu 3 picioare, da, de ce nu? Ia uite-l, ia uite-l! L-am ratat! L-am dat prea sus! Ah, m-a lovit! Heal me, heal me! Repară-mă! Ai vrut să mă lovești, fraiere? Ah, cum trage ăsta, nu? Mor! Poate n-ar trebui să mai stau așa la înălțime. Cum dracu de n-a nimerit pe nimeni? Și ce face ăla care dă heal? E haotic. Uite-l pe boss.
Bă, de unde? Aaa, de acolo, deci. Bă, eu să mor aici. Serios acum. Ia bă, l-am lovit pe unul, perfect. Chiar dacă mi-i mort. Boing, l-am ratat. Bine, eu am plecat de aici. Hello, boys. Bă, e prea periculos zona asta. Nu știu ce am căutat eu aici. Hai bă, că l-ai aproape mort. M-au cum a trecut acolo. E aproape, am făcut un kill. Stai, cum? Sunt singurul de la mine în echipă care a făcut un kill. Asta spune ceva despre echipa mea. Din moment ce eu nu sunt chiar cel mai bun jucător de Robocraft. L-am lovit și pe ăla, cred. L-am lovit și pe ăla. Mori. Trebuie și pe ăla, are așa formă de cub. Iar se trage în mine. Mamă, când am văzut păsa roșu am crezut că e inamicul lângă mine. Am mai pățit să fie inamicul lângă mine și eu sunt lângă el și să am ținta îndreptată spre el și eu să ratez. A fost incredibil așa, dar mă rog. Hai mă, hai mă! Zero! Nimerită! Mă, hai că acum a tras. Gata, boss! E aproape gata. Hai să vedem de unde mai putem da în amici. Și eu zic că până acum nu descurcăm mine. A, dar uitați câți player sunt la ei în echipă și cât sunt la noi. Dar ei cred că s-au deconectat ceva. 1, 2, 3, 4, mai sunt 5 în viață la ei și la noi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asta spune ceva despre echipa mea din nou. Hai să vedem unde tăia. Nu mi-am pus radar pe robot. Robotul meu e 100% întregit, dar merge cam încet. Dacă s-ar merge mai bine. Dinamic! Enemy! Lovit! Fuck! Hai boss, hai boss! Ah, s-a oprit la tine. SMG hover spotted. La zboară. Oh, fuck. Are lag tipul. A, uite, nu zboară. Lovit. Mă, dacă i-aș lovi roțile... Nu o să mă duc să iau prin spate, pentru că mă vor lovi repede, pentru că nu voi putea să omor eu destul de rapid. Ok. Deci, stai, sunt cam 3 jucători acolo. Unde sunt restul? Mai sunt 2, uite. E unul aici. Fuck, fuck, fraiere! Fraiere! A scăpat fraierul. Da. Robotul ăsta e atât de retardat. Doar niște picioare cu niște arme. Unde naiba s-a dus ăla? Ia-l-ai. Bă, vei fi al meu, vei fi kill-ul meu. Hai bă, mori. Bă, deja l-am lovit prea mult, trebuie să fie ăla ca și skill pentru mine. Unul de la mine deja a făcut 2 kill-uri. Și cum de nu am pus eu propulsoare pe robotul ăsta, că e prea lent. Dacă apăți pe shift, să dai așa gen de crouch în jos. Ok, măcar că e adugată și opinia asta. Și acum baza. Primește heal tipul. Mort, 2 kill-uri. Primea heal. Rect am spus. Ia-le. 3 kill-uri. Bun, deci asta cred că e unul din cele mai bune meciuri de Robocraft pe care l-am avut până acum. Și mai sunt 2 inamici. Bun, deci am făcut 3 kill-uri, vă dați seama. Ia-le, văd lasere, de unde? Ia bă, ăla în formă de cuba supraviețit și... Oh, shit, nu vreau să mă observe acum. Trebuie să-l distrug armele. Să-mi bag piciorul dacă mă omoară ăsta acum. Bup! Mă omoară, nu? Mă omoară! Nu pot să cred că m-a omorât. A, mai eram 2 la mine în echipă, da.
Nu au avut eu ochii pe bună, dar totuși am făcut 3 kill-uri, vă dați seama, cu robotul ăsta care e foarte prost. Mă rog, și ăsta acum o să piardă repede, pentru că nu mai are arme și nu poate să-și dea heal. Și da. Care hai să venim cu moare. Și nu pot să cred că m-au omorât cubul ăla, din defeat. Ok. Se putea și mai bine. O să mai joc acum, cred că doar... Hai să văd ce am primit și cât. Ok. Bun. Select robot. Deci ăsta l-am făcut acum și mai avem ăsta cu elice care dă heal și scorpionul. Ok. Team deathmatch. Ok, 13 secunde. Ce albăstru e robotul meu. Deci un scorpion de gheață. The battle for Tyhonium Canyon has begun. Aici la robotul ăsta e interesant, ăsta stă aici ca prostul și taie calea. Bun, e interesant că pot să zbor cu el, că l-am făcut să poată și zbura. Totodată poate și cât săra. Interesant. Ok. Și o să mă duc acolo unde dacă mă cați, dar voi fi greu de găsit pentru că trebuie să dau de altă robă care să poată zbura sau să se cațere ca mine pentru a mă putea ucide. Altfel... Oh, fuck. Cred că o să mă duc cu echipa mea. Nu m-a observat, dar m-a observat cineva. Era așa prea mici, prea mici ca să-l pot lovi cu plasma la un cel. Oh, God. Nu văd pe nimeni, dar o să-mi cer norocul. Mama, atâtea aproape. Ei, mă, pe aia cum s-o pe acolo. Gata, boss, a fost lovit. Ah, fac, sunt în vizorul cuiva. Nu pot să cred, mi-a dat jos robotul. Pentru că nu mai poate zbura. Ba, piciorul. Care ești, bă? Uite, uite, el mă vede pe mine, nu? Stai, oh, heal me! Ăla a fost dat jos acolo. Mamă, bă, ce noroc am avut. Thanks. Very, very thanks. Medic copter spotted. Boing! Să mor tu! Ăsta chiar are formă de păian, gente. Deci, robotul ăsta e mortal. Ok. Da, se putea și mai bine. Mă rog. Ok, și o să mai joc un singur match cu robotul acela zburător. Select robot, cel de aici. Cine știe, poate ne vom descurca mai bine cu acesta, pentru că zboară și dă heal, cine știe. Bun, trebuie să aștept să ne dea în meci acum. Și... am intrat Wolf Space. Ok, deci apoi în echipa mea nu vor fi decât jucători care au plasma launcher și heal. Da, o să fie un match interesant. De obicei se găsea și cineva care să aibă un sniper sau pur și simplu un laser de la obișnuit. Dar apare nu. Dar ce-i adverși?
adversarii au un singur sniper aparent. Bun, și acum tot ce trebuie eu să fac, m-a dat și pe mapa asta unde mă descurcam de mine cu plasma launcher-ul, a trebuit să caut cu echipieri răniți și să-i healuiesc, să-i repar, să-i reîntregesc. Și așa voi primi bani, ceea ce e foarte bine, și experiență, da. E nasoală clasa asta pentru că nu pot să trag de la distanță și să dau damage cuiva, trebuie să fiu aproape de el. Ok, un semnal exclamării pe acolo. Plasma tank spotted. Medic hover spotted. Că nimeni e rănit, bun. Deci acum eu sunt medicul echipei. Uite, îi dau heal, îi dau heal, sunt un erou. Și medic hover spotted. Mă duc pe el, nu, nu. Nu pot să mă apropii destul de repede de el, fără să mă lovească și să mă dezintegreze pe mine. M-am mutat aici cu toată echipa pe unul ca să-i dea heal. Am fost lovit! Please me! Please heal me! Hai bă, că eu v-am dat vouă. Nu! Gata, am murit. Da. Ăsta m-a omorât. Totuși, trebuie să recunosc că are un robot destul de bun. Bun. Aici echipa mea nu a fost prea bună, adică nu, doar plasma launcher și healeri. Healerii nu pot să atace de la distanțe și asta e dezavantaj. Cam 16.000. 16.613. Bine, dar cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Și noi ne vom revedea data viitoare. Bye, bye!